Bun găsit, dragi prieteni, și bine ați venit la o nouă emisiune de portrete. Sunt Bianca Ionescu și mă bucur că și astăzi sunteți conectați la internet și sunteți gata să aflați ce portret vă aducem în casele voastre. Sunt convinsă că și astăzi este loc de pace, de bucurie. La sfârșit de an, inimile noastre sunt mereu mai calde și suntem mai buni. Ar trebui să fim tot anul, dar noi sperăm că astăzi vom găsi inspirație în portretul pe care noi o să-l conturăm frumos. Invitatul meu permanent, Laszlo Bornă, bine ai venit, mă bucur că ești cu mine. Bine te-am găsit, Bianca, și mă bucur că astăzi, cu o zi înainte de ajunul Crăciunului, putem vorbi despre evenimentele care au provocat ceea ce noi simțim astăzi, mâine și zilele care urmează. Să ne aducem un pic aminte. Sâmbăta trecută am vorbit despre Iosif. Am vorbit despre Iosif, despre cel care este tatăl omenesc al celui care este Fiul lui Dumnezeu. Și Iosif, un tâmplar, un om trecut prin viață, totuși are o înțelepciune. Exact ca și toate povestirile românești în care vorbim despre țăranul cel înțelept care dă pe spate împărați, vorbim și în acest caz despre un om nu foarte educat, pentru că vorbim despre un tâmplar, totuși are o înțelepciune în el. Și Sfintele Scripturi ne dă despre el că a fost un om neprihănit, un om curat cu inima fața oamenilor și în fața lui Dumnezeu, un om care nu a vrut să facă pe nimeni de rușine, nici măcar pe soția lui, chiar dacă situațiile erau de așa natură și erau chiar defavorabile, pentru că dacă el acopera un astfel de păcat, putea să fie omorât și el cu pietre. Pentru că întrebarea care s-ar fi pus ar fi fost următoarea: a rămas însărcinată cu cine? Și încă nu v-ați căsătorit. Despre asta vorbim. Și atunci Iosif, vedem că are o atitudine în care se pune și gândește lucrurile. Dumnezeu descoperă niște lucruri și atunci teama aceasta dispare. Este foarte interesant cum două cuvinte apar în jurul nașterii pruncului Iisus. Sunt două cuvinte care circulă așa cam prin toate familiile. Îngerul îi spune lui Iosif: nu te teme să o iei de soție. Îngerul îi spune Marie: nu te teme, căci aduc o mare veste. Îngerul îi spune lui Zaharia: nu te teme. Îngerul îi spune păstorilor: nu vă temeți. Nașterea lui Iisus provoacă o teamă. În același timp, unul dintre lucrurile sau simțămintele care apar în jurul nașterii pruncului Iisus este bucuria. Și cu regret trebuie să spun că foarte mulți astăzi au pierdut din vedere bucuria nașterii lui Iisus Hristos. Crăciunul, așa cum este numit această sărbătoare a nașterii Mântuitorului, deși nu este sărbătoarea Crăciunului, ci este sărbătoarea nașterii Mântuitorului, provoacă mai multe sentimente gastronomice, mai multe discuții despre împodobirea sau neîmpodobirea bradului, aducerea sau neaducerea bradului în casă, asta mă refer strict în mediile creștine, decât să aducă bucuria nașterii Mântuitorului acestei lumi. Așa este. Să trecem totuși la personajul de astăzi. Am spus deja de sâmbăta trecută că vrem să vorbim și despre Maria. Cum a fost ea? Descrie-mi în câteva cuvinte. Este necesar, este obligatoriu ca să vorbim și despre Maria. Nu poți vorbi despre Iosif fără să vorbim despre Maria. Corect. Nu poți vorbi despre pruncul Iisus fără să vorbim despre mama acestuia. Tânăra Maria s-a aflat într-o situație foarte interesantă a vieții. Nu știu care tânără ar fi făcut față unei asemenea provocări, și anume, în afară faptul că ea era o tânără credincioasă, nu aș vrea să pun accent pe acest lucru, pentru că aș putea să creez o discuție de genul: a, trebuie să fii credincios ca să dar ce înseamnă credința. Vreau să evit această discuție, de aceea vorbesc despre o tânără curajoasă. Dumnezeu i s-a arătat printr-un înger. Și îngerul i-a spus: nu te teme, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată, vei rămâne însărcinată și se va întâmpla cu tare și cu tare lucru. Era, pe de parte, o bucurie, pe de cealaltă parte, erau foarte multe semne de întrebare. Și de o ce? Spaimă oarecare. Da. De ce era o bucurie? Pentru că, în ocaziile precedente, noi am vorbit despre ceea ce a spus Dumnezeu de față cu Adam și Eva, șarpelui, și anume i-a spus că sămânța femeii îi va zdrobi capul. Acesta a fost momentul când, pentru cei care citesc în Vechiul Testament, vor vedea că sămânța bărbatului este cea care este perpetuată, pentru că vorbim despre bărbat. Însă singura ocazie în care vorbim despre sămânța femeii este nașterea lui Iisus Hristos.
Pentru că Iisus Hristos este din femeie și din Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. Iosif este doar cel care a fost acolo și a ajutat la creșterea lui Iisus. Și vedem cum Eva a așteptat ca Cain să fie acela și nu prea a mai avut speranță și Abel, și nici Abel n-a fost. Și generațiile au trecut și promisiunea a rămas că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Și evreii din vremea Mariei și din vremea lui Iosif au început să calculeze timpul și pentru cei care au o pasiune față de Sfintele Scripturi, îi rog să studieze puțin lucrurile pe care Daniel, prorocul Daniel, în Vechiul Testament, le-a scris, capitolul 9-10, legat de nașterea lui Mesia și momentul nașterii. Și timpul era apropiat, astfel că istoria ne spune că multe mame din vremea aceea, când dădeau naștere unui copil, se gândeau, oare nu cumva pruncul meu este cel care va mântui toată omenirea și va zdrobi capul șarpelui? Deci Maria a fost aleasă pentru o misiune specială. Dar vezi că atunci când te afli într-un mediu foarte ultra-religios, când Dumnezeu te cheamă pentru o lucrare atipică, la care n-a fost chemat nimeni din acel grup, șansele sunt foarte mari ca grupul acela să te blameze. Absolut. Iar Maria rămâne însărcinată, du-te înapoi și spune-le oamenilor, știi, un înger a venit la mine și mi-a spus că voi rămâne însărcinată și pe bune? Era ceva surreal. Chit că toată lumea aștepta. Și poate că unii o să spună, exagerez puțin. Nu exagerez, pentru că dacă mă uit în context, cei mai învățați n-au crezut că se vor întâmpla aceste lucruri sau că s-au întâmplat aceste lucruri. De aceea Maria este o fată curajoasă. Vorbește cu îngerul și ceea ce îmi place mie este că Maria pune întrebări îngerului. În momentul când îngerul îi spune câteva lucruri, ea nu este pasivă. A avut un dialog. Și pune întrebări. Vreau să spun că lucrul acesta îl văd și la Iisus Hristos, ca fiul Mariei. Iisus de multe ori răspundea prin întrebări. Și dacă ne uităm, Iisus a pus foarte multe întrebări în timpul vieții. Da? De aceea un primul lucru pe care vreau să-l învățăm de la Maria este următorul. Când cineva îți spune ceva și nu ți este clar, pune o întrebare. Nu ți lasă, e teamă. Lasă teama, lasă rușinea la o parte. În momentul când îngerul îi explică și îl văd pe îngerul Gabriel sau Gavril, că nu mai poate de bucurie să-i dea marea veste, îngerul acesta este și numit îngerul bunei vestiri, Maria îl întreabă, bine, dar cum se va întâmpla lucrul acesta? Și îngerul îi explică. Nu știu cât a înțeles ea, dar îngerul îi explică. Și a pus întrebări. Aceasta este Maria, o femeie curajoasă. Marnii, toți o numesc Sfânta Fecioara Maria. Este Maria Sfântă? Este o chestiune sensibilă. Maria în sine nu este sfântă. Și este o onoare să pot spune Sfânta Fecioară Maria, noi ca și oameni. Pentru că Maria a fost aleasă pentru o misiune specială. În același timp, însă, Dumnezeu a fost cel care a ales-o pe ea pentru misiunea aceasta. Nu a făcut ea cine știe ce lucruri, astfel încât Dumnezeu să zică, dintre toate CV-urile, al tău este cel mai bun. Da? Pentru că atunci când vorbești despre sfinții din bisericile istorice, aceia au făcut ceva, astfel încât ei să devină sfinți. Și întrebarea este, ce a făcut Maria ca să devină sfântă? Nu ne este relatat. Dumnezeu a ales-o ca ea să da naștere Sfântului lui Israel. Asta este altă poveste. Problema sfințeniei ei merge mai departe că ea a rămas sfânt toată viața după ce l-a născut pe Iisus și acum ea mijlocește pentru oameni. Aceste lucruri nu mai sunt scrise în Sfânta Scriptură. De aceea îmi doresc ca de acest Crăciun, de acest moment în care ne amintim de nașterea pruncului, să ne rezumăm la lucrurile care sunt scrise în Sfânta Scriptură. Dacă nu ai altceva de făcut acasă și stai la o felie de cozonac și stai la căldura sobei sau a șemineului, recitește povestea Crăciunului așa cum este relatată în Sfânta Scriptură. Parnic, cum a avut loc nașterea lui Iisus? Așa cum îți spuneam, Maria a întrebat lucrul acesta, nu știu cât a înțeles de mult, însă răspunsul îngerului a fost următorul. Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine, puterea celui prea înalt te va umbri, de aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.
Vedem aici o lucrare specială. Apostolul Pavel spune că lucrul acesta a fost o taină. Nu aș vrea să intru în detalii foarte multe, pentru că atunci când vorbesc despre o taină și mai ales despre tainele lucrării lui Dumnezeu, mi-e teamă că îmi prind degetele și poate rămân fără ele. Cum era Maria ca persoană? Cum îți spuneam, Maria a fost o femeie curajoasă care a și pus întrebări îngerului. Nu știu care dintre noi am fi pus întrebări unui înger dacă ni s-ar fi arătat. Cei mai mulți care au văzut îngeri nu prea au pus întrebări. Unul singur a mai pus, Manoah, tatălui Samson. În rest, ceilalți nu prea au pus întrebări. Îmi place însă un lucru legat de Maria. Și spune așa, că Maria păstra toate cuvintele acelea în inima ei și se gândea la ele. Ea era genul de persoană care atunci când auzea lucruri, mai ales profeții, mai ales evenimente și lucruri spuse de alții legate de pruncul care se va naște, de copilul care se va naște din ea, le păsa din inima ei și se gândea la ele. Astfel că atunci când se întâmplau și aducea aminte. Era o persoană care nu vorbea foarte mult. Așa deduc eu. Poate că pentru alții este altcumva. Mie mi se pare o persoană care pune întrebări potrivite, care nu vorbește foarte mult, este o persoană care se dedică misiunii care a fost chemată. 100%. Pentru că a depus tot sufletul în misiunea pe care a făcut-o. Chiar dacă a avut frământări, ea a depus suflet în tot ce a făcut. Și își dorea foarte mult ca fiul ei să crească și ceilalți să recunoască în fiul ei ceea ce ea știa despre fiul ei. Cum face orice mamă. Își dorește ca fiul ei să ajungă mare și ceilalți să vadă ceea ce ea vede în fiul ei. Poți să ne indici câteva pasaje care vorbesc despre Maria? Da, pasajul în care ea pune întrebări și care vorbește cu îngerul se găsește în Evanghelia după Luca, la capitolul 1, versetul 30 până la versetul 35. Apoi vorbim despre cântarea Mariei, vorbim despre faptul că ea a compus și vedem această latură artistică a ei, și anume tot Luca la capitolul 1, începând de la versetul 46, și mai vorbim despre Luca la capitolul 2, versetul 19. Ce vreau să spun? Să citim primele 3-4 capitole din Evanghelia după Luca, să citim primele 2 capitole din Evanghelia după Marcu, să citim câteva primele capitole din Evanghelia după Matei, astfel încât să ne facem o imagine a ceea ce a însemnat Crăciunul cu adevărat. Barni, ce lecții putem extrage noi din viața lui Maria? Așa cum spuneam, când nu te aștepți, se întâmplă niște lucruri. Nu știu dacă Maria s-a așteptat, însă vremea era hotărâtă și s-au întâmplat niște lucruri. Dacă Dumnezeu te cheamă la ceva, fii responsabil. Răspunde-i, pune întrebări astfel încât să te lămurești și mergi înainte, pentru că Dumnezeu este înainte, Dumnezeu este cu tine. O lecție importantă pe care trebuie să o învețe fiecare creștin este următorul. Chiar dacă Dumnezeu te-ar chema ca tu să fii purtătorul Fiului Său, e posibil că această sarcină să-ți pună viața în pericol. Și este posibil ca să nu-ți aducă atât de mare bucurie precum te aștepți. Noi, de obicei, când auzim de faptul că Dumnezeu ne cheamă la ceva, ne imaginăm câtă bucurie ne va produce. Totuși, vedem că de multe ori, inima Mariei a fost străpunsă. Inclusiv momentul când și-a văzut Fiul răstignit pe cruce. De aceea aș vrea să învățăm lucrul acesta ca și creștini. Barni, acum, în ultimele minute, aș vrea să ne dedicăm unui argument, un subiect la care poate telespectatorii noștri nu se gândesc că îl vom aborda. De ce pentru o lume atât de rea Dumnezeu a ales această soluție, nașterea unui bebeluș? Nu poți să vorbești pe data de 23 decembrie doar despre Maria și Iosif, despre Iosif și Maria. Este necesar să vorbești despre pruncul care s-a născut. Pruncul care s-a născut a provocat reacții atât politice, cât și religioase, sentimentale, a mișcat cerul și pământul. Și este foarte interesant ce se întâmplă. Prorocia din Isaia, capitolul 9, spune următorul lucru, că țara era în întuneric. Și aș vrea să citesc versetul acesta pentru toți cei care ne privesc și pentru noi cei care suntem în platou. Și spune așa: poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină.
peste cei ce locuiau în țara umbrei morții, răsare o lumină. Știi ce este interesant? Că Iisus s-a născut în momentul cel mai întunecat al poporului său. Nu știu cum suntem noi acum la sfârșit de an și ce sentimente avem, însă dacă citim povestea Crăciunului din perspectiva Bibliei, vom descoperi că cele mai negre momente, cel care vine este pruncul Iisus. Și acum hai să ne gândim la următorul lucru. Oricât de supărat ai fi și oricât de strânsă ți-ar fi inima, dacă îți râde un bebeluș, cum te simți? Se duce tot. Corect? Și acum, în cel mai negru moment al istoriei poporului și al indivizilor și al oamenilor și al familiilor din Israel, se naște Mântuitorul Lumii. Un autor spune următorul lucru, că Maria ținea în brațe pe cel care o ținea în viață. Și mă duc mai departe și apare ceea ce noi numim principiul Emanuel. Și anume, există în teologie două expresii sau două mari mistere. Misterul fascinației și misterul fricii. Misterul fascinației este momentul când te afli în situații pe care nu le înțelegi, însă te fascinează și nu te poți abține să nu te duci să vezi ce e acolo. Dau un exemplu. Moise vede rugul aprins. L-a fascinat. Cum adică un rug arde și nu se mistuie? Trebuie neapărat să mă duc să văd ce e acolo. Pe de cealaltă parte, acest mister al fricii, când frica te pune într-o situație în care trebuie să faci, pentru că dacă nu, se întâmplă ceva. Și mă gândesc la cei trei tineri din Babilon care au stat în fața statuii în câmpia Dura și împăratul a zis, dacă nu vă închinați, deci vorbim despre un mister al fascinației, o statuie mare, din aur, toată lumea, toate instrumentele, un mega eveniment și împăratul a zis, vă închinați, faceți toate lucrurile, ceva normal. Cine nu face însă, uite cuptorul. Și era o frică, era fascinația și frica. Și răspunsul la întrebarea ta este următoarea. Dacă Dumnezeu s-a folosit aceste elemente, dacă inclusiv diavolul s-a folosit aceste elemente, în momentul mântuirii neamului omenesc, Dumnezeu s-a folosit de misterul fascinației și de misterul fricii ca să îl salveze pe om din păcat. Și anume, este fascinant cum într-o lume rea, plină cu oameni maturi răi, gândurile lor erau îndreptate numai spre rău. Se întâmplau tot felul de manevre, șmecherii. Biserica era cum era pe vremea aceea. Se naște un copil. Și copilul provoacă o fascinație. Un copil. Și parcă atunci când ții un copil în brațe, ți-e teamă să nu-l scapi. Ți-e teamă să nu-l ții greșit. Ți-e teamă să faci ceva greșit și să-l faci să plângă. De aceea Dumnezeu a folosit acest copil ca să atragă pe toți ceilalți la el. Și aceștia să aibă o fascinație față de cel care urma să fie împăratul, dar în același timp o reverență față de cel care era împăratul. Pentru că magii, când au ajuns la casa în care era Iisus, s-au închinat imediat în fața bebelușului, fața pruncului. Acesta este modul în care Dumnezeu lucrează. Repet, în cel mai negru moment al istoriei poporului Israel, în cel mai negru moment al vieții noastre, cel care vine este Iisus. Poate că ne așteptam să vină ca un mare războinic. Ne așteptam poate să vină ca un erou. A venit ca un copil. Astfel că toată tristețea, toată supărarea s-a dus. Pentru că toată concentrarea noastră se va aținti asupra pruncului. Pentru că pruncul are nevoie. În același timp, ți este teamă să-i faci ceva rău sau să-l ții cumva greșit. Un lucru să nu uităm însă. Pruncul a crescut. Acest prunc spune câteva lucruri despre sine. Eu sunt pâinea vieții, eu sunt. Tu ce ales să faci cu acest prunc? Asta e întrebarea pe care eu mi-o pun astăzi, în prag de Crăciun. De aceea invit din nou pe toți cei care ne privesc și ne-au privit să recitească povestea Betleemului,
așa cum este scris în Biblie și să lăsăm la o parte toate prostiile legate de Moș Crăciun și de alte lucruri. Îți mulțumesc, Barney, chiar ai reușit să atingi exact ce era mai important. Acum însă, în cele ce urmează, aș vrea să-mi spui câteva concluzii despre Maria, portretul nostru de astăzi. Maria, așa cum reiese din Sfântele Scripturi, a fost mama perfectă pentru pruncul Iisus, mai departe pentru Iisus Hristos. Maria a fost o femeie hotărâtă care nu vorbea foarte mult. Și am spus lucrul acesta și poate că o să mă întrebați din nou, dar de unde știi că nu vorbea foarte mult? Vă dau un exemplu. Iisus, fiul ei, fiul lui Dumnezeu, deja era mare când Maria a venit și i-a spus următorul lucru. Când au isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis, nu mai au vin. Atât. Nu i-a mai spus absolut nimic lui Iisus. Știți că sunt acele persoane cicălitoare. Maria nu era cicălitoare. Îți spunea exact ce trebuia să știi și tu de acolo știai tot. În puține cuvinte. Maria este omul care pune întrebări atunci când se află chiar în prezența lui Dumnezeu. Maria este mama perfectă pentru pruncul Iisus. Și pruncul Iisus este cel care, de fapt, o ținea pe ea în viață, iar prin el, noi toți am căpătat mântuire. Barney, îți mulțumesc foarte mult. Cred că și astăzi am pus punctul pe ei. Sper ca dragii noștri privitori să fi desprins învățături bune pentru viața lor și săptămâna viitoare să vedem ce mai pregătim pentru ei. Dragi prieteni, vă dorim un sabat plin de pace și de bucurie în familie și pe data viitoare. La revedere!